Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă. E o conferință de presă dictată de a 10 comandamentele zilei, acestor zile, și mai mult decât atât am făcut-o și dintr-o dorință de a mă întâlni cu dumneavoastră, pentru că nu ne-am întâlnit cam de multe ori. Avem ceva timp. Pentru că după 3 ani și jumătate de activitate la Consiliul Județean, am reușit și eu să-mi iau anul ăsta câteva zile de concediu, câteva zile de odihnă. Am intrat în activitate de ieri și, sigur, sperăm să facem ceea ce trebuie pentru dezvoltarea acestui județ, indiferent de cine conduce la București. Că e putere sau opoziție, noi aici, la nivelul județului, trebuie să acționăm de o asemenea manieră încât confortul, bunăstarea, dezvoltarea, civilizația să fie introduse prin programe, prin proiecte de dezvoltare, prin contracte de rezolvare a unei situații sau alte. O să revenim pe parcurs la chestiunea respectivă. Să trecem un pic la problematica zilei. Deci, o să discutăm despre moțiunea de cenzură de ieri. După cum știți cu toții, guvernul Dăncilă a picat, a căzut. Vorba moldovenilor noștri, frații noștri de peste Prut, și dacă merge un copil la examen și a picat examenul, îi spun, s-a prăbușit la examen, s-a prăbușit. Deci, guvernul Dăncilă s-a prăbușit, a căzut. Asta este voința politică, e un exercițiu democratic binevenit în cei 30 de ani de democrație șchiopătândă, care sigur aplicăm pe teritoriul românesc, și în urma unei asemenea decizii a Parlamentului, anumite structuri o să-și înceteze funcțiunea și, sigur, o să fie ocupate, mă refer ca persoane care le ocupă și, sigur, acele structuri vor fi, practic, girate, gestionate de alte persoane în funcție de cei care acum au venit la putere, în funcție de șichierul politic pe care s-a și se formează în aceste zile. Deci a fost nevoie numai de 233 de voturi, dar iată că guvernul a plecat cu 238 de voturi, am înțeles că de la PSD unii au trădat, așa înțeleg unii să facă politică, dar este problema lor, nu este problema mea și nu este problema, cred că a noastră, este problema însă a țării, dar nu trădarea în sine, ci faptul că, repet, într-un exercițiu democratic s-a făcut practic demonstrația că se poate și la noi, așa cum se întâmplă în alții, ca fondul acestei probleme să lase de înțeles că suntem o țară civilizată, o țară unde democrația poate fi aplicată și implicată cu toate consecințele. Ce este însă esențial de observat, și anume, sublinez, esențial de observat, e că ALDE a jucat un rol politic major, fără de care moțiunea nu ar fi trecut. Nu numai că nu ar fi trecut această moțiune, dar guvernul ca atare nu ar fi căzut, nu ar fi fost emis, dacă ALDE nu făcea acel pas matur, după o îndelungă și îndelungată chipzuială, după profunde analize care au făcut la nivelul conducerii noastre, de a ne retrage de la guvernare. Și acest fel civilizat de a ne retrage la guvernare, în sensul că am lăsat ușa deschisă, în sensul că am lăsat să se înțeleagă că vrem o retragere decentă, că nu vrem, conflicte,
Din nefericire, eleganța politică a domnului Tăricianu nu a fost înțeleasă și de doamna Dăncilă, iar PSD-ul, prin vocea dumneiei, a cam dat drumul la câinii războiului politic și a conflictului politic în ultimă instanță, pentru că noi avem un lider care are discurs, are decență și este un om deosebit de respectos chiar și în cele mai conflictuale situații. Dar reprezentanții PSD-ului nu au înțeles acest lucru, din nefericire. Prin retragerea noastră de la guvernare s-au creat acele condiții de coagulare a unei opoziții puternice și iată că această opoziție a condus la ceea ce am spus până acum, căderea acestui guvern. Eu subliniez încă o dată rolul esențial al ALDE în această mișcare politică atât de firească, atât de necesară și atât de democratică. Am văzut că domnul președinte Iohannis a felicitat PNL-ul pentru trecerea moțiunii. Cred că era, elegant să fi felicitat, Alianța Liberală și Democraților, sigur, și celelalte partide care au participat la acest exercițiu democratic, dar nu îi induce prin discurs tendința și aprecierea doar către un partid, de parcă ar făcut PNL-ul totul, sub nicio formă. PNL-ul n-ar fost niciodată în stare singur să termine guvernul. Ne așteptăm de acum înainte de ce se va mai întâmpla. Practic se pot naște și unele întrebări. Dom'le, de ce am votat moțiunea asta de cenzură? Pentru că răspunsul acesta este și simplu, este și onest. Pentru că asta face o parte de opoziție. Noi ne-am asumat o asemenea stare de fapt în momentul în care am părăsit guvernarea. Iar un partid de opoziție categoric votează o moțiune de cenzură dacă ea este depusă în condiții legale sau depusă. De legalitate, în sfârșit, și de respectarea unui, algoritm, așa, politic. Practic, retragerea noastră de la guvernare s-a realizat, așa cum vă spuneam, după o chipzuială foarte serioasă, pentru că vorbim de aproape 2 ani și jumătate, sau de peste 2 ani și jumătate, de coaliție cu PSD-ul, în care tot timpul am sperat, am crezut că avem aceleași viziuni, că avem aceleași proiecte, că vom respecta aceleași principii, că vom respecta programul de guvernare pe care l-am aprobat și adoptat împreună. Ei, din nefericire, prea puține din cele stabilite au fost transpuse în practică. La un moment dat s-a ajuns chiar în situația că, știu, pe câmpia asta politică românească, PSD-ul să hălătuiască de unul singur fără a mai ține cont de ALDE. Problema că dumneavoastră nu au învățat niciodată nimic din ce înseamnă buturuga mică, că poate răsuna un car mare. Și asta s-a și întâmplat. Ajunsesem în situația, dacă îmi permite, să facem un fel de opoziție, noi cei de la ALDE, în cadrul propriei coaliții. Ne-am opus la ceea ce înseamnă ordonanța de urgență a guvernului numărul 114, unde noi am avertizat asupra efectelor negative ale acestei ordonanțe. Ne-am, opus pe undeva la ceea ce a însemnat rectificarea bugetară, care rectificarea bugetară trebuia să fie de o asemenea manieră aplicată încât să fie sustenabil, adică proiectele care le avem în derulare să aibă finanțare, să fie susținute financiar. În sfârșit, și de asemenea, asta așa sunt câteva idei, câteva chestiuni.
Nu am fost de acord cu limitarea duratei permisului de muncă pentru românii care muncesc, care lucrează în Europa. În sfârșit, sunt mult mai multe probleme care în culisele unei guvernări s-au întâmplat, dar sigur, din decență politică, ele trebuie să rămână acolo. Un lucru este clar, că s-a ajuns în situația că la un moment dat PSD-ul să încerce menținerea aproape forțată a Alianței Noastră Democrație la guvernare prin metode neortodoxe, prin metode nedemocrație, prin metode nespecifice unui stat democratic, unui stat onorabil, unui stat care se respectă. Sigur că la un moment dat s-a luat o asemenea hotărâre care, dacă e să vorbim astăzi, dar privind și retrospectiv, hotărârea a fost benefică și iată că guvernul Dăncilă a căzut. Practic, acest guvern s-a bătut, dacă vreți dumneavoastră, de la principiile inițiale și venise vremea să fie înlocuit. Probabil că dumnealor nu prea se mai suportau, pentru că fac asemenea afirmație până și la considerentul, din câte știu eu, și-au dat vreo doi prim-ministri jos. În cadrul unui sistem democratic aproape unic, adică un guvern numește un ministru și tot guvernul respectiv, în sfârșit parlamentul, cu majoritatea respectivă, își dă primul ministru jos. Dar, în sfârșit, e problema dumnealor, în casa dumnealor, e politica domniilor lor, important este ca această politică să nu aibă consecințe nefaste asupra dezvoltării negative, asupra dezvoltării României. Ce o să urmeze după moțiunea asta de cenzură se cunoaște. Președintele a demarat deja consultări la contracel cu partide politice, în urma căruia sigur o să desemneze un prim-ministru. Viitorul prim-ministru va trebui să vină cu un program de guvernare, un program de guvernare care să fie ancorat în realitățile românești, un program de guvernare care să răspundă doleanțelor poporului și sigur va veni și cu lista cabinetului. Odată aprobat în Parlament un asemenea program și cabinetul ca atare, guvernul trebuie să treacă la treabă. În ce privește, ALDE nu va intra la guvernare. Sublinez, ALDE nu va intra la guvernare, dar va pune o serie de condiții legate de votul de sprijin în Parlament pentru un guvern care va fi constituit în urma negocierilor care se duc la această oră. Și ca să fim clari pentru acest moment, vom mai vedea cam ce condiții o să mai fie și ce se va mai întâmpla. ALDE nu va susține un guvern care își propune să renunțe la cota unică de impozitare, la un guvern care va încerca să reinstaleze Republica Procurorului și Generalilor, nu va susține un guvern care va cere desființarea secției pentru investigarea magistraților și, în mod categoric, se va opune tăierii sau impozitării de pensii și salarii. Sunt câteva chestiuni pentru care ALDE s-a luptat de-a lungul timpului, a reușit cu mari sacrificii și cu diplomație să ajungă la stadiul la care cele câteva chestiuni pe care vi le-am prezentat să fie realități în politica românească, în cadrul statului român și nu e bine să renunțăm la ele. Ați văzut dumneavoastră ce bătaie și ce încrâncenare este pe desființarea acestei secții de investigare a magistraților? Sigur că ne putem întreba de ce. Păi, să ne înțelegem. Această secție a început să ajungă la concluzia că magistrații noștri, unii dintre ei, în perioada asta de nefastă pentru România, de 10 ani de băsism și de 5 ani de iohannism, ceva în justiția României s-a întâmplat, dar în mod negativ.
Cunoașteți foarte bine exemplul de la Ploiești, cu acel Negulescu procuror, cu Oană și cine, pe la Brașov, pe la Timișoara, Oradea, nu știu pe unde, iarăși de asemenea, în care oamenii ăștia au crezut că sunt niște Dumnezei și au acționat în virtutea unor comenzi date. Cu fabricarea unor dosare. Dom'le, cine a greșit să plătească? Dacă să nu respecte legea, tu magistrat, că procurorii au ținut foarte mult ca ei să se numească magistrați, să nu respecte legea și numai intru, a zice, ceva mai adânc în problema asta, dar trebuie totuși subliniată, inclusiv la nivelul justiției, era culoarul creat până la înalta curte de casație și justiție. Ca odată ce dosarul era depus de la parchet, trimis în judecată, să se știe clar că cel care ajunge până chiar la acel nivel de care vorbeam, va fi condamnat pe întreaga filieră, judecătorie, curte de apel, în alta curte de casație și justiție. Se cunosc atâtea cazuri și nu este cazul să le dezvolt eu. Iată de ce le e teamă de această secție, care, culmea, funcționează cu avizul CSM-ului, nu are nicio, cum să vă spun, nu este implicat politic în așa ceva. Nu are nicio componentă de așa ceva. Nu s-a zis nimeni să ceară ceva. Ci oamenii ăștia trebuie să-și facă datoria conform legii și nu cerem nimic altceva în afară de a fi aplicată legea corect. Aud acum că ajuns și la concluzia că a fost pornit un dosar în rem, apropo de Lidia Stanciu și de Cristina Tarcea, cele foste două președinte a înaltei curse ca să justiție, care ele, care vreau să vegheze la ceea ce înseamnă aplicarea justiției, vor sublinia justiției în România, măcar acolo unde păstoreau, au încălcat cu bună știință formarea celor complete, care trebuie să judece un dosar sau altul. Deci ce este inadmisibil. Dacă scrie clar în lege, respectă legea. Nu respectă legea, dă-ți demisia, sau du-te acasă. Și trebuie terminat odată cu încercări de acest gen. Pentru că asemenea secție de investigare va ajunge la concluzii urâte și perfide. Asta le teamă celor care au pactizat și au pus în mișcare ceea ce noi am numit tot timpul statul paralel sau statul ocult. Și cunoașteți foarte bine acest lucru și îl cunosc sigur și cetățenii, telespectatorii, în sfârșit, dumneavoastră. De asemenea, aș mai sublinia o chestiune. Guvernul care va veni să nu uite susținerea proiectului de dezvoltare economică sociale aflate în derulare. E valabil, oameni buni, și pentru județul Neamț, e valabil pentru toată țara. Ce vreau să spun cu acest lucru? Avem aici în Neamț câteva proiecte în derulare deosebit de importante pentru economia județului, pentru dezvoltarea noastră, pentru dezvoltarea turismului, pentru confortul celor participanților la trafic, pentru sănătate, ce înseamnă apă și canal, ce înseamnă civilizație. Vă amintesc câteva mai importante. Avem drumul DN15, de la Bicaz la Poiana Largului. Se lucrează extraordinar de puternic, se lucrează în forță ca acest drum până la sfârșitul lui noiembrie cât de cât să fie aranjat cel puțin cu primul strat de mistură să se poată circula pe el și în primăvara viitoare să-l asfaltăm și să-l modernizăm în întregime. Este o muncă titanică acolo. Vă puteți imagina ce ar însemna dacă ar fi blocată o asemenea investiție? Am izolat tot ce înseamnă comunele astea între Bicaz și Poiana Largului. Cine și-ar asuma o asemenea răspundere? De aceea, guvernul, indiferent care va fi el, va trebui să țină cont
că acele proiecte de dezvoltare să le susțină în continuare și să nu blocheze finanțarea lor. Avem de asemenea drumul de la Bicazla, izvorul muntelui și care duce până la Durău. Celebru axial. Organizarea de șantier este făcută acolo. Sperăm că în această toamnă, vei să niște chestiuni cu mediul, să reușim să dăm drumul la lucrare. Vă puteți imagina și dau această informație, vă pun o informație, o recunoaștere unui fapt care ne aparține nouă nemțenilor. Ce bine se va circula spre stațiunea Durău și cum va crește valoarea acestei stațiuni și cât de confortabil va fi că se va circula și pe partea Bicaz, Poiana Largului, Bistricioara, în sfârșit Durău, dar și pe partea saltă, scurtând cu pe 40 km, să mergi de la Bicaz, izvorul muntelui Durău. Cu adevărat putem spune că vom da drumă la această stațiune în toată plenitudinea ei, mai ales că acum se lucrează, din câte știu, și la o pârtie de schi. Deci va deveni un pol turistic esențial pentru nemțenii noștri. De asemenea, se purtase discuție atunci când a venit ministrul Cuc încoace, ca în vreo 10 zile, 2 săptămâni, să vină în Neamț și să se semneze începerea, dacă vreau, studiul de fezabilitate a proiectului, tot ce presupune un asemenea demers pentru drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Asta e situația, guvernul a căzut. Dar sper că noul ministru care va veni, noul ministru al transporturilor, să țină cont de o asemenea doleanță a nemțenilor. Pentru că dacă nu se va ține cont de așa ceva, în mine acest guvern care va veni nu va avea un aliat. Eu sunt aliatul cetățenilor din Neamț. Eu voi vota în Consiliul Județean alături de orice formațiune politică care va veni cu proiecte și programe în sprijinul dezvoltării județului. Nu mă interesează că e PNL, că e PSD, că e PMP. Noi sigur o să ne facem datoria și vom veni și sigur și cu programe dintr-o asemenea perspectivă și avem ce să așezăm pe masa Consiliului Județean. Dar mai sunt vreo 45 de zile până aproape de interimatul ăsta. Să sperăm că totuși se va demara acest proiect care este esențial pentru județul Neamț și pentru accesul nostru spre Bacău, București și accesul celorlalți către Piatra Neamț, Bicaz, Durău, încolo, în sfârșit Poiana Largului. Deci, sper ca noul guvern care va fi validat de Parlament să țină cont de regiune de dezvoltare, să țină cont de cerințele fiecărui județ, să țină cont de ce s-a pornit în județ și să nu blocheze lucrările aflate în derulare. Așa cum s-a mai întâmplat, din nefericire, în perioada altor guvernare, atunci când s-a schimbat guvernarea. Pentru a încheia acest capitol, țin să fac și o declarație de principiu pentru a elimina unele speculații și anume. Mă delimitez categoric, politic vorbind, de foștii mei colegi din ALDE, care au părăsit această formațiune, și vreau să precizez că filiera Neamț, o Alianță Liberă și Democraților, un Fundex subsemnatul, rămâne nu doar atașată ferm valorilor democratice,
rămâne alături, așa cum a fost întotdeauna, că niciodată nu s-a pus ideea plecării. Alături de conducerea aleasă în mod democratic de către Congres. Vorbim aici de domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu, vorbim aici de domnul secretar general Daniel Chițoiu, vorbim aici de vicepreședinții la nivelul conducerii naționale și de alți colegi de-ai noștri care respectă statutul ALDE în litera și spiritul lui. Deci, am făcut o asemenea precizare pentru că anumite speculații ale unor cârcotași, pentru că se găsesc destui din ăștia, pentru că unii n-au ce face. N-au treabă și pentru că n-avea treabă, nu s-a ocupat de prostioare de acest gen. Au lansat fel de fel de variante pe care le-am auzit și eu de pe la alții. Nu? Adică se vorbește despre mine fără ca eu să știu că sunt implicat ceva de genul ăsta. Și despre filiala Neamț, nu. Filiala Neamț rămâne în mod ferm, în mod hotărât, așa cum este democratic, așa cum este firesc, așa cum este onorabil, pentru că atâta vreme cât sunt eu la conștiința acestui partid aici în Neamț, am onoare, am, cum să vă spun, demnitatea și onoarea de a nu-mi încălca cuvântul. Eu fac, și am mai spus-o de multe ori, politică în alb și negru. Ori spun da și rămâne da, ori spun nu și mi-am dat demisia. Dar nu fac jocuri așa după cum și le doresc unii sau alții. Pentru că ce aș dori eu să vă spun în momentul ăsta, și anume, am avut foarte multe reproșuri făcute de către colegii de la Partidul Național Liberal că nu am votat alături de dumnealor atunci sigur când am votat bugetul. E vorba de bugetul județului. Asta înseamnă dezvoltarea județului. De ce am fost lângă PSD? Nu, eu sunt în opoziție cu PSD-ul, dar sunt în alianță cu cetățenii. Cum să blochez, practic, finanțarea unor activități? Cum să blochez, luarea unor salarii pentru cei care desfășoară o activitate utilă? Cum să blocăm ceea ce înseamnă cornul și laptele în școli? Ei, vreau să vă spun că am foarte multe, și sunt multe altele, foarte multe reproșuri pe această temă. Am întârziat și începerea unor lucrări, dar asta e altă problemă. Pentru că, vezi, Doamne, trebuie să dovedesc că sunt în opoziție. Că așa sunt un demagog și nu ce-mi spune unul care ghidonează o școală de conducători auto pe undeva, să fie sănătos. Nu-i dau numele deocamdată, dar o să am eu timp. Și mai zice și o doamnă care, cred că pozează așa într-un fel de mini Viorica Dăncilă pe la Piatra Șoimului. Îi recomand să mai pună mâna pe gramatică când postează și să citească. Să fie decent. Eu nu m-am... Nu există de când sunt în politică că eu să mă fi luat de cineva la un mod personal și să îi atrag atenția într-un mod indecent, sub nicio formă. Indiferent că a fost dintre aliați, că a fost în opoziție. Dacă am zis-o, am vorbit despre generalitate și despre chestiuni. Dar ca să vedeți ce înseamnă patima și răutatea în politică, și pentru că atât îi duce mintea pe unii, așa, doamne vreau și nu sunt toți, atâta fac. Atât pricepie din ce înseamnă un vot care îl dai, nu pentru PSD, pentru nemțeni și pentru dezvoltare. În rest, mergem înainte. Dumnezeu e darnic și bun. O altă temă și foarte pe scurt, așa, pentru că nu vreau ca să vă plictisesc. O reprezintă susținerea candidaturii domnului Mircea Deacon. Oameni buni, dragi prieteni, domnilor jurnaliști, dragi cetățeni, noi intrăm cu o asemenea susținere pentru că s-a hotărât în cadrul partidului nostru, în forul de conducere, în delegația permanentă, ca să susținem un candidat independent. Atâta vreme cât aliații noștri au câțiuna un moment dat că în cadrul coaliției pot să fie doi candidați la prezidențiale, domnul Tăriceanu a avut decența, așa cum a subliniat și mai devreme, să renunțe efectiv la toate funcțiile, vorbesc în primul rând de cea de președinte al Senatului, pentru a nu se înțelege că e captiv cumva PSD-ului. S-a negociat
Nu s-a înțeles ce trebuie să înțeleagă. Nu s-a respectat ce trebuia respectat, apropo de cel mai bine cotat în sondaje, așa cum a fost discuția cu foștii noștri aliați, și sigur s-a retras dintr-o asemenea competiție. Categoric s-a venit pe această formulă pentru că vorbim de un candidat independent. Un candidat care nu este obligat față de partide. Un candidat care merge să întâlnește cu oameni în parc, în zona industrială, știu, într-o piațetă undeva, fără alaie și tantamul de mii de oameni care se ridică steaguri, se flutură, noi suntem cu tare, noi suntem ceilalți, noi suntem cu tare și iată ce facem, ce să facem? Să mai facem 5 ani de vacanță la Cotroceni. Probabil că asta vor. Dar sper că lumea noastră s-a deșteptat și va face ce și trebuie să facă. Deci este un om onest, un candidat independent, care noi îi asigurăm, dacă vreți dumneavoastră, sprijinul logistic. Pentru că s-a ajuns la concluzia că românii s-au săturat de acești candidați președinte partide politice, față de care dumneavoastră devine așa un fel de captiv ai partidului respectiv în timp. Sunt datori partidului. Or, nu mai avem nevoie de asemenea formule. Mircea Deaconu este genul care se adresează, dacă vreau să, tuturor românilor. Iar când spun așa ceva, prin ce a făcut până acum, să știți că a ocupat locul 2 în sondaje, după Iohannis, în preferința română. Și este un lucru extraordinar. Interesant e că noi nu mai avem nevoie de un stil de președinte, un tip de președinte de gen Băsescu sau Iohannis. Avem nevoie de un om simplu, de om din popor, un om modest, un om care știe să se aplece la durerea fiecărui cetățean, un om care știe să respecte pe fiecare semen al său. Cam asta este, aș zice, în esență, Mircea Deaconu. Asta ca să nu dezvoltăm și faptul că va ști să reprezinte cu demnitate România în afară, că va ști să propună, să medieze, să consulte, să medieze în primul rând, să consulte. Știu, să mențină, dacă vreau să echilibru între forțele statului, afirmație extrem de normală într-un stat normal, numai că văd că domnul Iohannis abia acum vrea să plece cu România normală, de parcă până acum, dar în sfârșit, e treaba dumnealui. Și, repet, noi suntem normal, dar și o Românie normală. Dar dacă dumneavoastră mai vrea o normalitate de genul ăsta, probabil că, așa cum am spus, cred că mai vrea ceva vacanță, vreo 5 ani de zile. De asemenea, nu o să vedeți în Mircea Deaconu un tip conflictual. Va da dovadă neutralitate, respectarea Constituției, nu va face partizanat politic, cel puțin astea sunt niște considerente așa, pe care vrem să le expun în fața dumneavoastră. Are și o doză de naționalism de bun simț, pentru că oameni buni avem nevoie de așa ceva. Vorba cuiva, ne e teamă că se va ajunge în situația, așa cum e lucrul în țara asta, că atunci când pronunț cuvântul patriot să fie arestat. Trebuie să înțeleagă că avem nevoie de patriotism, de un naționalism benefic, echilibrat, care să coaguleze această nație atât de, cum să vă spun eu, dispersată, atât de divizată. Pentru că Mircea Deaconu nu va fi niciodată un om care să ceară guvernul lui și nu va fi niciodată omul care să spună românii mei, ai mei împotriva, care sunt românii mei și care sunt ai altora. Toți, pentru un președinte care se respectă și care este onest și care respectă Constituția,
În mod normal, toți românii ar trebui să fie lui. Ori din nefericire, am avut parte de 15 ani, iar ultimii 5 au fost devastatori în dezvinarea nației române. Și nu mai avem nevoie de așa ceva. De aceea eu cred și sunt convins că Mircea Diaconu, acum după căderea guvernului Dăncilă, va lua voturi și de la electoratul PSD-ului, va lua voturi și din zona dreptei, de la electoratul de dreapta. Mircea Diaconu se va poziționa de o asemenea manieră încât să reprezinte o alternativă, aș numi eu, periculoasă pentru domnul Iohannis, dar atât de necesară pentru schimbarea locatarului de la Cotroceni la alegerile prezidențiale viitoare. Sperăm să nu îl încurce, știu, anumite segmente ale statului, mă refer la celălalt stat, care s-ar putea pune în mișcare la un moment dat. Pentru că, din nefericire, Hidra încă mai are capete. Nu i-au fost tăiate toate. Da. Deci, cam aceste chestiuni am vrut să vă le prezint astăzi și n-aș vrea să intru deloc într-o anumită polemică apropo de precizarea făcută cu referire la Partidul Național Liberal cu acei domni consilieri, că sunt colegii mei de, în Consiliul Județean. Ca un sfârșit am avut așa precizare, că e bine să se știe, practic ca un stil așa, adică de a zice, bă, măgarule, aș să te privească noi cu semnătate după aia, adică n-am nicio problemă, n-am nicio mișcare în zona neuronal cerebral așa. E stilul lor, e treaba lor, dar eu aș atrage atenția unora să-și păstreze decența în politică, să termine cu atacul la persoană și nu e o amenințare, dar nu aș vrea să fiu pornit pe teme de genul ăsta. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție, nu înainte de a vă întreba dacă, sigur, dumneavoastră aveți întrebări, am noi să venim cu răspunsuri, și nu înainte, pentru că îmi cer iertare că n-am făcut-o de la început, să vă prezint că lângă mine se află doamna primar Vasilica Crețu și președinta femeilor și, de asemenea, domnul consilier municipal Cătălin Misailă. Sunt cei cu care am navigat astăzi în fața dumneavoastră. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Mai este o alianță cu PSD la neamț, alt din PSD? Nu putem vorbi de o alianță. Eu chiar am făcut precizarea asta și anume, eu voi fi în alianță cu toți cei care vin cu programe adecvate dezvoltării județului Neamț. Dacă cumva de la PSD se vorbește de faptul că trebuie să aprobăm modernizarea domnului 155F. Păi, domnul Corfu, n-am cum să mă opun. Păi cum să mă opun să fie într-un mod să modernizat, doar că vine de la PSD? Să fie, domnule, sănătoși. Probabil că o să fie mici discuții pe o altă temă. O să vedem ce putem face și să blocăm, să oprim, dacă vreți, această tendință de a scumpi apa, de a scumpi, știu, metru cub de gunoi și în sfârșit. Deci, nu știu acolo dacă voi fi în alianță cu cineva. Indiferent la cine vine propunerea asta. Sau dacă vine la liberal. Dom'le, categorii, suntem colegi, acum nu este nicio problemă. Colegi, colegi în sensul opoziției, nu suntem încă în, nu știu ce, alianță. Să ne înțelegem. Dar dacă categoric, nu s-a dublit, stai că am o problemă, că m-aș dinit cei doi de la liberal și nu votez. Iertați-mă, sunt totuși un om la locul meu și cu, încă am pe umeri ce vedeți dumneavoastră și voi vota dacă este un program viabil și, sau ceva care să fie pentru comunitate
categoric voi fi alături de acești oameni. Deci eu n-am un partid cu cineva. Eu am cu cetățean. Și nu spun așa că, domnule, iată ce se rotunjește a Saftei, ca să demonstreze cetățenul chiar așa va face. Nu, așa voi face. Indiferent de consensul și de riscul, să ne înțelegem bine. A doua și o întrebare, există o înțelegere sau discuții în vederea unei înțelegeri între ARDE și PNL în județul Neamț? Nu. Nu, nu. Sunt nicio formă. La această oră, nici, dar nici m-am gândit la așa ceva. Adică, probabil, după ce se vor așeza lucrurile la nivelul guvernului, la nivel de parlament, acolo să vedem ce și cum. Se va aproba nou guvern în parlament, să vedem cum mai... Dar asta nu înseamnă că cineva va veni și să-i impună la Saftei, indiferent că e de la PNL sau la PSD, dar le face așa. Nu fac cum trebuie, repet, pentru cetățeni. În rest, nu am... Prima întrebare pentru domnul Saftei. Din punct de vedere tactic și strategic, campania electorală pentru prezidențiale, moțiunea de cenzură de ieri, prin care a picat guvernul doamnei Dăncilă, a pierdut o bătălie, PSD-ul favorizează, îl avantajează pe candidatul pe care îl susține dumneavoastră, pe domnul de acolo? Da, deci o asemenea întâmplare de ieri, apropo de demiterea guvernului Dăncilă, în mod categoric îl avantajează pe candidatul independent Mircea Diaconu. Trebuie să spunem asta, pentru că e o realitate, mă rog, hai să zicem, politică, e o realitate. Foarte mulți, eu am încrederea asta și de aceea și am spus-o și revin asupra ei. Foarte mulți din votanții PSD-ului se vor îndrepta către Mircea Diaconu, veți vedea. Deci foarte mulți. Chiar dacă doamna Dăncilă va participa la prezidențiale. Foarte mult din votanții pentru domnul Iohannis, de asemenea, se vor îndrepta către Mircea Diaconu. Noi asta, acum vorbim așa ca între, cum să spun, ca între cunoscători, știți așa? Nu, nu, ca între cunoscători, așa. Păi, e vreun, știți, se apropie de carism, așa? E vreunul mai așezat așa, mai teluric așa și mai român, mai de-al nostru, al poporului, așa, al tuturor, ca Mircea Diaconu? Oameni, faceți o analiză așa tipologică, chiar psihotipologică, dacă intrați în alte detalii, și veți vedea cum ăsta corespund toate punctele de vedere. Inclusiv prin susținerea lui în afară, în Parlamentul European. E de-al nostru. De-al nostru nu în sensul alte, e de-al nostru al țării, al poporului ăsta. Și sper ca românii în imensa lor majoritate să-i dea votul, pentru că merită. Vor avea de tras concluzii sănătoase după o asemenea alegere și se va vedea un nou fel de președinte, un alt fel de președinte care se va pleca asupra durerilor românești. Sublinez, românești. A doua întrebare pentru domnul consilier local Isăilă. Am văzut că a solicitat anumite informații legate de activitatea și banii cheltuiți în firmele Consiliului Local. Ca o paranteză, mai acum un an, doi, se vota cu mare tam-tam și cu mare poză faptul că pe site-urile acestor firme ceea ce excedea cu mania și deci ce este bani. Nu s-a întâmplat nimic. Acum, întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Din ce ați cerut dumneavoastră acolo, cam 70-80% din informații ar fi trebuit, prin lege, să fie deja pe site-ul. Dacă dumneavoastră consilier local vedeți că nu sunt acele informații pe site-ul, ce să mai zicem de omul simplu, care poate nu are atâta acces și vizibilitate să putea imediat prețul și oamenii? Ce părere aveți, întrebare, ce părere aveți dumneavoastră, domnule, pe site-urile astea unde trebuie să te plimbi 5 ore ca să vezi un cea ascuns pe nu știu unde și așa mai departe? Domnul Daniel, ale firmelor, după cum știți, am fost în AGA la Locativ Serv. Am făcut prima ședință AGA cu presa de față. Nu știu dacă ați fost, eu am invitat toată presa. Atunci am destituit directorul și CEAU, care CEAU era incomplet.
directorul nu mai exista, era în concediu medical și nu mai dădea pe la servici. Din cauză, un motiv a fost și neprezentarea pe site. Era un site vechi de vreo 2 ani, nu mai era actualizat, nu mai era nimic. Dar, în schimb, eu ce am cerut acum, nu ține cont doar de site. Pe lângă. Nu, am zis că 80% ar trebui să fie deja public. Da, este și un proiect hotărâre în cadrul Consiliului Local, votat, în care se prezinte. Nu este. Nu știu. Voi aștepta răspuns și vom vedea ce răspuns voi primi și vom face. Ce credeți că aceste societăți, ale Consiliului Local, sau ale alte instituții, că nu vorbim doar de Consiliul Local, dar de aici, au așa tentația de a folosi site-urile astea doar de formă și nu pentru a pune o informație publică clară, utilă, elogentă la dispoziția cetățenilor. Ceva de-a spus? Vom afla. Deocamdată nu pot să acuz pe nimeni. Dar atâta timp cât nu este transparență, vom face ca să fie transparent pentru cel cu, care chiar știe unde să caute și pentru orice cetățean care chiar își dorește informații. Deci, confirmați că nu este transparență reală în acest moment? Deocamdată nu. Deci și dumneavoastră, dacă intrați pe un site al societăților, veți vedea ce... Nu vă doare capul. Da, mulțumesc. Așa aveam și eu câte întrebare pentru fiecare. Domnul Miseilă, vă gândiți sau vă doriți o candidatură din partea altă la primăria Piatra Neamț? Nu m-am gândit la treaba asta și nu m-am gândit, nu, sincer vă spun. În schimb, eu cu cererile pe care le-am făcut eu acum, de-a lungul timpului, proiectele pe care le-am depus eu la Piatra Neamț, indiferent că a fost cu ștrandul, cu transportul sau cu orice, m-am împiedicat de un singur... Nu sunt bani. Hai să ținem cont că Consiliul Județean, cât el de mare, are 3 societăți. Apa, Ser, Drupo și Trolibuz. Piatra Neamț are 6. Din care 2 sunt în insolvență, 2 au fost în insolvență, 2 au ieșit, una intră, alta ies. Oare de ce? Și totuși, în Piatra Neamț, din punctul meu de vedere, și a cetățenilor, nu sunt, având 6 societăți, calitatea nu primează pentru, nu există. Dacă ne uităm, mi-au trimis, după acțiunea pe care am făcut-o eu, mi-au trimis cetățenii poze, ba cu bălării, cu înnecați în iarbă, ba parcări pe trotoare, ba tomberoane lipsă, ba tomberoane. Și atunci noi prin ce mai avem 6 societăți? Dacă se întâmplă ca la Piatra Neam și se întâmplă ca la Trolebuzul, dau un exemplu, să nu mai fie bani la Salubritas. Cum facem? Suntem năpădiți gunoaiei? Dacă urbanul nu are suficienți bani, ce se întâmplă cu spații diverse? Nu trebuie să aflăm și noi câți bani dă primăria, cât se încasează, ce tarife au, unde se duc banii, cât, cum, pe ce? Asta a fost ideea mea. N-am cerut nimic altceva, n-am cerut nimic ieșit din comun. Domnul Asapte, ce procent vă propuneți pentru primul tur pentru candidatul independent pe care îl susțineți? Un procent de câștigător, ca să intre în turul 2. Adică aveți un procent? Nu lansez acum, că e prea devreme. Vorbim în campanie. Mai avem o zi și intrăm în campanie electorală. Doamna primar, vreau să sunteți unul dintre politicienii care vă puteți da cu părerea cu adevărat despre ce se întâmplă în transport, pentru că ați fost victima mafiei din transporturi. Vi s-au luat traseele, ați trecut prin ce trece acum Trolebuzul sau alte firme. Care este opinia dumneavoastră? Ce se întâmplă acum? Cine va asigura traseele sociale unde sunt 3 călători, nu se duce nimeni? Ce se va întâmpla dacă se închide transportul Trolebuzul, dacă nu se dau străiețele? Sau opinia dumneavoastră? Opinia mea este că în momentul de față, pe trasee, sunt foarte mulți transportatori. Ar trebui să primeze instituția Consiliului Județean. Pe câți kilometri poate să meargă? Iar prin diferență se poate merge ceilalți cu capacitate mai mică ca să le aducă la strada principală, la traseul principal, să le aducă călători. În felul care se circulă acum, pentru că un transportator, cu cât are mai multe trasee, cu atât poate să susțină și traseul cu 7 abonați și traseul cu 50 de abonați. Ăla cu 50 de abonați îl acoperă pe ăla cu 7. Dar trebuie lucrat. Ce se întâmplă în spatele la ceea ce vedem noi? Cum asta se știți?
cunoașteți foarte bine zona de transport. Deci, ce se întâmplă real? Real. Indiferent ca să vinovați, opinia dumneavoastră reală. Ce se întâmplă în spatele la ceea ce vedem noi ca efecte? Care sunt cauzele? Cheltuieli mari, venitul mic. Trebuie să lucreze pe cheltuieli, trebuie să lucreze pe kilometri efectuați și consum. Dacă încasăm un leu și cheltuim 4 sau 1,5, niciodată nu vom merge pe profit. Dar, după cum vă spun, am văzut că troleibuzul, societatea troleibuzul are autobuze, ar putea să facă destule trasee, meargă din și pe trasee și, prin diferență, să scoată la licitație celelalte trasee, pe care nu le poate face. Deci considerați că este o problemă că acum se suprapun traseele? Da, da, se suprapun. Dacă fiecare pe la ora de vârf sunt 4-5 microbuze, iar troleibuzul vine în urmă în stație, în urmă celor, la celor microbuze. Nu se poate așa. Trebuie să respectăm 15 minute de la fiecare plecare. Măcar 15 minute. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă rog, domnul public, domnul Vrința, mă defesa doar că pentru că s-a stat în comunei, de multe ori, în comună, doar acolo funcționează seminatul public. Se plătesc taxe mai mari în centru și impozite sau... Nu, am înțeles ce vreți să mă întrebați. Avem mai multe oferte pentru iluminat public. Ca să nu existe discuții după ce vom achiziționa pachetul, am rugat pe fiecare din cei care ne-au ofertat să pună, începând din centru și până spre ieșire, să pună lent. Fiecare de aceleași bați. 40 de bați spune unul, 60 de bați spune pe alt grup, dar toate care să le vedeți în centru sunt de 60 de bați. Este most. Așa. Este cu proces de acolo. De multe ori funcționează doar acolo în altul public, mostre. Am văzut, pentru că instalația de iluminat public este foarte veche și trebuie remediat. Și trebuie. Urmează. La ședința de Consiliu Local, prima ședință pe care o avem, dacă doriți, chiar vă invităm. O să vedeți că... E instalația asta sau eu vreau să fac? Este din 1970. Bun, și până la ședința asta nu s-a făcut mai faceți un drum la primărie și vă... Facem și noi ce putem, exact cum a spus domnul consilier local Nisăilă, în limita bugetului. Dumneavoastră știți, comuna noastră este foarte mică, agenții economici. Da. Nu avem destul. Aveți bani și pentru iluminatul la momentul de sărbători, nu? Nu foarte mult. Dar dacă ați vrut de la ziua comunii unde au fost vreo 10 spectatori... Nu, nu vreau să vorbim despre așa ceva, pentru că omul atât timp cât muncește, poate să participe și la o zi a comunei. Așa cum toate celelalte comunii au... Dar vreau să zic câte nevoi puneți cu banii? Nu, am făcut un calcul. Dar nici nu doresc să fac un calcul. Mulțumim, important, ziua comunii. Ieși în pierdere. Da. Domnul Corfu, faci și un drum până la primărie și mai stați de vorbă, că nu e o problemă. Vă așteaptă, doamna primar. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că într-o anumită notă am epuizat cât de cât tema de astăzi sau tematica de astăzi. O să ne vedem și altă dată și credem noi că țara asta începe să se contureze știu, și o cale dreaptă, un drum bun pentru ea. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție.